ziua! Ca de obicei, duminica, așa, măcar un ceas, încercăm să depunem amintiri, să vă invităm să vedeți imagini unice, extraordinare, pe care doar aici, în Arhiva TVR, le găsiți. Bine ați venit la TVR 55, o emisiune care încearcă în fiecare săptămână să vă aducă cel puțin o personalitate marcantă a televiziunii, înainte de toate, și apoi a artelor în general. Încercăm să depănăm amintiri, să aducem în fața oamenilor chestiuni care nu s-au spus sau nu s-au văzut sau s-au văzut de prea puțin pentru că au o vârstă, imaginile, la ele mă refer, și atunci poate că tinerii n-au avut ocazia să le răsfoiască, să le vadă, să se bucure de ele. Am găsit imagini din începuturile unei doamne a folclorului românesc, o doamnă care a împlinit 53 de ani pe scenă și doar vreo 57 în total, nu? Bună ziua și vă mulțumesc din suflet că sunteți aici. Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație și o urare pentru toți cei care ne urmăresc în aceste clipe. Mulțumesc pentru invitație. Trebuie să vă spun că de câte ori o văd, am senzația că sunt în situația celui care tot timpul trebuie să spună da, aveți dreptate, sau în situația celui care trebuie să spună există cineva în România asta care nu vă cunoaște, doamnă Sofia Vicovan. Oh, cred că doar căței. Vreau să vă spun că am numai 52 de ani de cântec. În 1 octombrie m-am plinit. Așa? Da, când mergeți spre 53. Da. Poate cine știe, poate reușesc să împlinesc pe 53. Am încercat să minimizez cumva ideea de... Pentru că nu vreau să se știe ce vârstă are. Pentru că nu are, este fără vârstă și fără cusuri după mine. Vă mulțumesc că ați acceptat. Haideți să povestim un pic despre ce se întâmplă astăzi în acest aproape un ceas de emisiune. 021-319-9248 este unul dintre numerele de telefon. Cel de-al doilea este 319-9051. Avem și adresa de Facebook pe care vă rog să-mi scrieți, să comentați, să ne scrieți toate părerile, criticile, totul e citit și trecut apoi acolo unde trebuie. Și pentru că e aici doamna Sofia Vicovanca, am găsit imagini extraordinare cu dumnea ei, dar nu numai. Așa că dacă vreți să vedeți chestiuni spectaculoase, iată ce am pregătit. O poveste frumoasă. O să aflăm de când datează această înregistrare Alb Negru cu Sofia Vicovanca. Este un descântec de dragoste și apoi un cântec absolut superb. Le vom vedea și comenta în măsura în care timpul ne va permite. Nicolae Herlea este fără îndoială una dintre cele mai frumoase voci pe care le avem. Aici cântă un cover într-o emisiune a regretatului Alexandru Bocăneț, un cover după Engelbert Humperdinck. Vorba de Spanish Eyes cu versuri frumoase în românește. Șapte mândre țin cărarea. O altă înregistrare cu inegalabila doamna Sofia Vicovanca, despre care vom afla cine este responsabil, când a fost făcută. Anca Gemolu este o femeie cu o voce superbă care la sfârșitul anilor 70 ne-a reprezentat la Cerbul de Aur și o să aflăm mai multe despre Să nu te superi dacă plâng. Mai am un cântec pe care toată lumea îl știe și îl cântă, de fapt este unul din marile hituri, dacă pot să spun așa, unui cântec tradițional. Asta e Hora Mare, aceeași inepuizabilă și inegalabilă Sofia Vicovanca. Supărarea bate o vina, este o înregistrare mai aproape de... Supărarea bate o doamne. Bate o doamne, da. Este un cântec mai aproape de actualitate. O să vorbim despre... Acolo e muzeul satului, dacă nu mă înșel. Da. Și mai avem o înregistrare cu Cornel Constantiniu, o voce și un nume absolut spectaculoase ale muzicii noastre, ușoare, pop, cum se spune acum. Iar în final, mă, Ionica, mai o altă înregistrare cu Sofia Vicovanca, despre toate la momentul potrivit aici la TVR 55. Rămâneți cu noi! Nu uitați să ne sunați pentru a vorbi cu doamna Sofia Vicovanca, pentru a vedea câte ceva din ce am pregătit pentru astăzi. Sigur că inevitabil o să vă întreb, când ați venit prima dată în televiziune? Mulți ani în urmă. Cred că de prin 60-61. Cam așa. Pentru că eu în 59, în toamna lui 59, am intrat prin concurs în cadrul ansamblului Ciprian Porumbescu din Suceava. Deci acolo m-am format ca om și ca artist. Și apoi, pentru că trebuie menționat transmisiile care se făceau în televiziune, erau în direct cu orchestra lângă tine și tot. Eu sunt un produs al televiziunii române, pentru că pe acele vremuri nu exista altă televiziune. Și mulțumesc și la mulți ani, pentru că știu că împliniți 55 de ani de activitate. Care să zic că v-a ajutat foarte mult.
foarte altfel. Cum reușeam să intrăm în casele și în sufletele oamenilor dacă am reușit prin unele cântece să ating, să aduc acel fior? Ați reușit prin toate. Vă mulțumesc, dumneavoastră. Trebuie să vă rog să spuneți puțin despre ce se căuta, dacă e fundamental diferit, ce era interesant în anii 60, 70 și 80, poate, față de ce vrea astăzi românul. Poate că e mai necăjit astăzi, poate că era atunci. Vă întreb pentru că sunteți o bună balanță și la propriu și la figurat. Da. Atunci când ne pregăteam, ne prezentam materialul în radio, televiziune, neapărat trebuia să avem cântec din folclorul nou, cântec cu un caracter contemporan. Aici era foarte greu pentru că eu întotdeauna m-am axat și m-am refugiat în zona mea, Bucovina, cu oameni harnici, frumoși la suflet, oameni deosebiți, cântece care au și rămas și acum. Bucovina, Mândră Floare, pentru toți românii mei. Deci am cântece care și acum trăiesc. Deci am avut grijă să vin cu lucruri adevărate în aceste cântece de viață nouă. Acum cântă fiecare generație cu specificul ei. Da, pe atunci dacă aduceam 10 piese noi în radio și dacă mi se aprobau, 5 era un succes. Mă interesează foarte tare dacă astăzi, la destul de multă vreme de atunci, mai există locuri, momente, oameni de la care să vă luați inspirație. Dar vă propun să vorbim despre asta imediat. Bine. Acum avem o înregistrare care mie mi se pare capodoperă, cu un descântec de dragoste, da. Și apoi un cântec. O să vă rog să vă faceți un efort de memorie. Bine. Să ne povestiți, da, despre el îndată. Sofia Vicoveanca. Drăguțul meu, să-l aduci la mine, prin sat fără de rușine, prin bataia câinilor, prin zgheretul oilor, să te duci în lung și în lat și în lungi și în curmiț, peste 99 de gradin tătă de șireș și bișin, lunea calca să nu poată sta, în fujioaia după miel și vaca tăpăghițel, așa să vie drăguțul la mine, să mi-l aduci pe vântoasă, pe zloat în casă, ne-l curăță, ne-l spală, pe față, pe brață, pe jene, pe sprânșene, de toate rălele, de toate minșunile, să-i pui luna cu stelele, soarele cu razele, lucefer la umeri, și-n lovedea să nu-l poată uita, că-i flăcău fălos și tare frumos. Să-l aduci la mine, să-l aduci la mine, să-l aduci la mine. Frunzuliță, făicavița, m-am spadit rău cu badiță. Să-n șaza floare, că-i pasăre ca la floare. Cât ierbi voinișel, alță lucră pentru ierbă. Bai la naiba, baie în coasi, trece ziua, nu-ți dă poasi. Ea ne spune, tot ne-ncur și-ncurcă lumii, nici la grajduri lucratorii, nici cu sapa pe ogori. Ne vadă, nu mușești, spune-mi bani și omești. Ori n-ai, ori balai, ești bărbat ori snop de toai. Și tot badița și scarmana bondiță, o
femeie e spisam, noi și eu așa o poam. Eu la ziua strigât noi, cu-și barbații mă turoim. De cât să-mi scoți vorbirele și să ne spadim cu ele. Hai și-o mergi în câmp mândruț, hei și-ai să vezi pe-al tău bariț. Aduceți aminte când era înregistrarea asta? Câtă vreme să fi trecut de atunci? Deci, înainte de a veni pruncul meu pe lume, băiatul meu a făcut 40 de ani în martie, când a venit pe lume, graosul meu a coborât cu o terță, ceea ce înseamnă foarte mult în muzică. Deci, înainte de a veni pruncul meu pe lume, vedeți că eu cânt mult mai într-o tonalitate mai sus. Da. Și mă bucur că aveți asemenea lucruri, că eu nu mai am. Am doar un disc de format mic, cum era pe vremuri, cu glasul de atunci. Da, deci are vreo 42-43 de ani. De când, Minune de înregistrare. Da. Dar de ce se întâmplă acest, de la modificările hormonale, se întâmplă la toată lumea? Vă întreb că nu, poate o fi sigur că am întrebat și medicul când s-a întâmplat, pentru că nu mai mă găseam, nu știam de unde să o iau și ce să fac. Se întâmplă foarte rar, este un fenomen, dar multe gospodine, când își ceartă, se ceartă cu bărbatul, nu-și aleagă o tonalitate anume, ca ceartă așa, ori eu, fiind cântăreață, mi-a coborât. Și atunci am luat măsuri, deci am intervenit în ținuta vestimentară. Am adus cu glasul fiind foarte grav, cum e acum când încerc să-l păstrez aici, să nu mai coboare, că nici nu știu unde ar mai coborâ, am adus costumul bătrânesc de la munte, alternanță între alb și negru. Azi am venit mai împodobită, e costum nou, vreau să vă spun, la primă vedere. Da. Și... Câte costume? Am atâtea să vă întreb, nici nu știu dacă e ceva care nu ajunge la un bun final, este pentru că sunt atât de multe lucruri frumoase de aflat despre dumneavoastră. Îmi cer iertare de la început. Câte costume aveți? Am o mică expoziție la Căsuță la Vico, costume care nu mai pot fi îmbrăcate, fiindcă au rămas numai... Și asta are eu, un petecuț undeva aici. Dar ele sunt autentice, sunt făcute de mână. Absolut. Și ce sunt expuse, ale nu pot fi îmbrăcate, am 148. Dar au contribuit foarte mult și colegii de-ai mei și oameni din sat, lucruri care nu mai pot fi îmbrăcate. Repet, acasă cred că am mai vreo 50 de cămăși și de... Da, care pot fi îmbrăcate și vedeți că mereu mă schimb, aduc lucruri noi. Pentru că mie mi se pare că sunteți la fel, aproape la fel, doar nuanțele sunt diferite. Nu, înseamnă cu aia de pe ecran care a fost mai... Numai. E adevărat, da. E adevărat. Ne-am permis să aducem aici oameni frumoși, dar mai ales în fața televizorului. Iată pe cineva care dorește să vă salute. Alo? Alo? Ne auziți? Alo? Bună ziua! Bună ziua, doamnă! Ziua. Bună ziua dumneavoastră și distinsei doamne Sofia Dicovanca. Vreau să spun că sunt de la Suceava și în primul rând să îi mulțumesc pentru toată cinstea pe care a adus-o județului nostru, pe care a făcut-o Bucovinei în toți acești ani de carieră. Și mi-ar fi plăcut poate să revedem câteva secvențe din filmele în care dumneavoastră i-a jucat. Astăzi am pregătit filme, dar vă promitem că dacă... Eu vă mulțumesc că v-ați trudit să prindeți și să intrăm în direct. V-aș oferi câteva cântece de pe acum la 52 de ani de cântec. Mi-a apărut un DVD cu 23, și lume bună. Da, 23 de piese. Fiecare cântec poartă un nou costum popular din zona Bucovinei și eu vă mulțumesc mult. Sărbători fericite, suntem în preajma sărbătorilor de iarnă. Vă țuc sufletul. La fel și dumneavoastră, sănătate multă și tot bine. Nu vă țuc. Îmi spuneți și mie cum vă numiți. Andreea de la Suceava. Andreea din Suceava. Mă suni la Suceava și îți dau de acasă un DVD. Pentru că a venit la București a ridica DVD-ul este dificil. Dar okay? Știți ceva? Da. Lucrăm într-o televiziune publică. Oamenii care sunt acolo sus la butoane știu să rezolve. Okay. Andreea de la Suceava, un cadou absolut superb de la doamna Sofia Vicoveanca și un altul mai mic de la noi. Șapte mândre îmi țin cărarea. Un cântec superb de la aceeași inegalabilă și inepuizabilă, doamna. Da, mulțumesc. Vă mulțumim pentru telefon.
sladiți, șepti mândri țin cararea. Când vidi la lucru sara, obrajorii ți-ar apară. Spune-mi drept, spune-mi unde ai rătășit, în ce casă ai poposit și cu cine ai subuit. Prins noaptea în paduri, că-i dat omului să-nduri, când s-a dus și de timuri. Bădi hăi, murile s-o cam gătit, ori ai stat și le-ai sădit, tătă noaptea le-ai păzit. Murile sunt ochii tăi, foc și par între plătei și din șude la șire. Of, mândruțe, dorul lor m-a rătășit, unii drum mai cotit, muntele mai tăi nu-i. Și-am îmblat prin multe văi cu gândul la ochii. În timp ce dumneavoastră vedeați această absolut superbă piesă, eu am aflat că acel costum are valoare sentimentală mai mare decât poate celelalte, toate celelalte. Dacă deci... mașa și basmaua de pe cap, mama mea a fost mireasă cu ele. Și astea nu sunt expuse, le țin așa de suflet, le mai și îmbrac din când în când. Vreau să spun că această filmare s-a făcut aici, în studiourile dumneavoastră, televiziune române, acum, nu știu, prin 75, cred că Mărioara Mărărescu, cu ea am lucrat această, și cu ansamblul Ciprian Porumbesc am fost împreună și am făcut o trecere cu mai mulți, cu fiertatul Bidirel, Alexandru Bidirel a fost invitat, cu mai multă lume și cam așa arătam atunci. Și astăzi sunteți aproape neschimbată. Da, dumneavoastră aveți grijă de lumina și machiajul, iată, ne mai... Așa cred eu că suntem produsul unei întregei echipe. Absolut. Acum, aș vrea să le mulțumesc celor care ne scriu. Printre cei care au făcut-o deja, îi mulțumim doamnei Constantinescu, care și dorim la mulți ani și tot binele din lume. Doamne, am pregătit un cântec cu probabil cea mai frumoasă voce pe care am avut-o în anii 70, 80 și 90, de ce nu? Dar înainte de a-l vedea pe maestrul Nicolae Herlea, o să mai vorbim cu cineva la telefon. Bună ziua, sunteți în direct la TVR 55. Ascultăm. Să rămână doamna soția Vicoveanca. Bună ziua! Nu știu dacă vă mai amintiți de familia Macavei. Am călătorit când am sosit în România, mulți ani, da? Nu stau să vă spun. Din Florida. În 97, mergeați la un concert, la un spectacol la Turnul Severin. La Turnul Severin. Oh! Să fiți sănătos, mă bucur, vă mulțumesc mult pe că ați sunat. I-ați oferit atunci soției mele o carte a dumneavoastră. Ia că azi vă ofer și eu un DVD astăzi. Deci o casetă. Îmi pare rău că nu v-am cerut numărul de telefon, dar și vrut să mai vorbim. Când telefon să mai ăsta, noi de aici de departe cu dumneavoastră de acolo. Eu vă ofer numărul nostru aici, poate puteți să ne trimiteți urmă dumneavoastră un timp cu numărul dumneavoastră. Mulțumim foarte mult pentru telefon, pentru gânduri și o să primiți o colecție de cântece frumoase. Da. Haideți să-l vedem pe Nicolae Herlea. Continuăm imediat. Artistul poporului Nicolae Herlea.
Era de fapt, dar cânta atât de bine încât doar din când în când se dea seama că piesa a mai fost cântată și de altcineva. Doamne, mare, am aici, da, am aici trei cărți, da. Fiecare cu povestea lui. Acum, eu o să spun că asta e părerea mea și nu mi-o schimbă nimeni. Că artistul e artist și când stă și spală vase. Mă interesează când scrieți asta, dacă aveți, ce energie, de unde luați starea aceea de a scrie, pentru că versurile și desenele din cărțile acestea sunt făcute, sunt date de o anumită stare, sigur, e har de la Doamne, Doamne, dar când le scrieți, cum e momentul acela, cum l-ați descrie? A nu se uita, pentru că eu rămân cântăreața Sofia Vicoveanca. Adevărat. Este un refugiu, poezia și desenul, pentru a nu-mi bate urâtul și singurătatea la ușă, m-am apucat de asemenea lucruri. Nu-mi propun anume să scriu, pentru că așa ceva nu se poate. Cred că în momentele cele mai triste din viața mea, când apare amarul, atunci mă plește și sunt momente, că e noapte, că e zi, și notez ca să nu uit și nu știu, cred că și atunci când sunt pe drum și toată lumea în jur râde, dar poate că în adânc sufletul îmi plânge. Și atunci întotdeauna am un carnețel la mine sau câteva foi și un creion și îmi notez. Și așa se... Curajul a fost foarte mare a scoate la lumină sufletul. Și-l pune și-l arăta lumii. Cărțile se găsesc oriunde, oricine își dorește. Nu puteți să le duc în librării, pentru că eu nu puteți să fiu alături de adevărații literați. Nu, atunci, și atunci când unde le găsim? În lansări de carte. Când am lansare de carte, atunci pot fi. Și spun poezii și cânt, pentru că niciodată nu vin numai cu poezie. În bine, poezia cu cânt acum. Trebuie să vă rog să povestiți un pic despre albumul nou, dar îndată ce vedem Supărarea Bate-o, Doamne. Doamne. Înainte însă de asta, mai vorbim cu cineva la telefon. Bună ziua! Alo? Bună ziua! Bună ziua! La mulți ani! Mulțumesc! La mulți ani! Emoțiile mă copleșesc. Sunt de la Milano. Vroiam să-i spun multă sănătate doamnei Sofia. Eu sunt din Botoșani. Să fiți sănătos. Locuim la Milano. De-aia am spus Supărarea Bate-o, Doamne, pentru că suntem printre străini. Știu că Dumnezeu iubește foarte mult și dorim sănătate, viață lungă, mult noroc și Doamne ajută. Doamne ajută. Doar sănătate. Numai bine. Vă mulțumesc, la aveți grijă. Odată. Aveți grijă de dumneavoastră unde sunteți. Vreau să vă spun că de pe data de 6 decembrie până pe 11 voi fi în turneu în Italia. Nu știu dacă am Milano, dar voi fi cu Dumitru Fărcaș și cu Dinu Iancu Sălăjan. M-aș bucura tare mult dacă ați fi la acel spectacol, la unul din ele, nu știu. La mulți ani, aveți grijă de dumneavoastră și sărbători fericite. Până la sărbători, hai să vedem cântecul ăsta frumos cu Supărare, care fără îndoială a venit la un moment de amărăciune. Da. Supărarea Bate-o, Doamne. Sofia Vicoveanca. Tot mă ferim.
și eu o dat. La cameș dezbumbat și tu zâmni te-ai băgat și ca frunză m-ai uscat. Că supărarea și tristețea sunt mai interesante ca dar supărarea ajutor. Cu bucuria, cu fericirea sunt surori. Da, da, cred că una cu alta. Știți cum e? Da. Dar sunt așa la un pas foarte mic. Piesa care ați prezentat-o e realizată la Muzeul Satului și doamna Elise Stan a fost redactor. Eu trebuie să menționez că am lucrat cu toți redactorii care au fost și care mai sunt în... o să-i numesc pe cei care ați pregătit dumneavoastră materialul astăzi, pentru astăzi. Acum, sigur că dacă... Le mulțumesc tuturor. Dacă am fi căutat, am fi găsit pagini întregi, numai de scritură, da, păi, înregistrări. Sunt multe. Am ales chestiuni despre care noi credem că le-ar plăcea să fie văzute și nu s-au difuzat atât de mult. Mai proaspete. Putem să vorbim despre acest potențial cadou de Crăciun pentru iubitorii de muzică bună? Da. Iată, v-am mai spus și mai devreme că prin lucru încerc să alung tristețea și urâtul, singurătatea. Deci munca nivelează, aduce bucurie, liniște și de ce nu și chiar o țără o picătură în plus în venitul de care avem nevoie zilnic. Deci 23 de piese. De CD-uri... unde mai luați cântece? Mai sunt necântate? Nu știu. Doar cine știe prin ce cătune. Dar pentru că noi pe vremuri până la Revoluție, eram nevoit să aveam o normă. Am mai spus-o asta, să știe, câte 8 piese pe stagiune. Am făcut foarte multe culegeri. N-aveam voie să depășim zona din, pe care o reprezentam, zona Bucovinii. Acum scoateți din ceața agonisit? Da, întotdeauna am scos la lumină ce mi s-a părut mai luminos, mai spectaculos. Dar revenind asupra unor înregistrări, da, și am mai stat de vorbă și cu niște colegii de mei mai vechi, lăutari, care mă spus, uite și asta, ia vezi tu, dacă nu se mai poate. Da, sunt 23 de piese, întâmplarea face ca și pe DVD, sunt cântece așa cum am obișnuit până acum lumea, cu de joc, satirice, de dor, de înstrăinare, de urât. Și o doină. Și o doină. Da. Mai avem un telefon. Bună ziua, sunteți în direct la TVR 55. Vă rog, bună ziua. Ziua. Bună ziua, bună ziua. Sunt o admiratoare din Teleorman. Wow. Iubesc foarte mult muzica și pe doamna Sofia Vigoveanca. Mulțumesc. Soțul meu este foarte dedicat tuturor cântecelor pe care le cântă cu multă dragoste și profesionalism. Și să vă spun că sunt foarte încântată de ce am auzit și de ce am văzut. Mulțumesc. Sănătate. Da. Ziceam să vă ofer și dumneavoastră un DVD. Vai, doamna Sofia, mi-aș face o bucurie nemaipomenită și eu, la rândul meu, i-aș face o surpriză mare soțului meu, care vă admiră extraordinar alături de mine. Mulțumesc tare mult! Sănătate, sărbători sănătate cu bine! Sănătate vă doresc! Doamne, să lăsați, vă rog, numărul de telefon, doamnei producătoare. Eu vă propun să vedem acum o voce exemplară a anilor, finalului de ani 60, când în România abia apăruse fenomenul Cerbul de Aur. E vorba de doamna Anca Gemolu. Da. O să o vedem împreună, după care o să-mi spuneți dacă ați cunoscut-o și care sunt cele mai frumoase prietenii care s-au legat în lumea asta, care nu e o lume extrem de roz așa, sau nu pare așa. Anca Gemolu.
șoptește încet acest refren. Să nu te superi dacă plâng, dar acest cântec de vioară mi-ajunge până în inimioară. De câte ori l-ascult, să nu te superi dacă plâng, sunt lacrimi calde de iubire. Nu știi cu câtă fericire din inima le strâng. E prima seară ce o petrecem amândoi. N-am fost pe lume mai fericiți ca noi. Să nu te superi dacă plâng, sunt lacrimi calde de iubire. Nu știi cu câtă fericire din inima le care e destul de tulburată, sunt puține prietenii. Și ele sunt bazate de obicei pe chestiuni mult mai curate decât par la gazeta, tabloid. Da, mai profunde. Mai profunde, adevărat. Aveți vreo persoană cu care să fi închegat o prietenie în lumea asta? Da, am fost ani în urmă, tot nu mai știu, foarte mulți ani, într-un turneu cu ansamblul Tineretului din București, în Italia, cu Margareta Păslară. Ha. Și păstrăm, ne felicităm, ne căutăm, ne face plăcere să ne auzim. Vârfurile între ele, nu puteți. Nu știu, Margareta este într-adevăr un om deosebit și o preocupa foarte mult imaginea ei, nu mai vrea să fie acea, pe atunci, cu acea aluniță și cu părul și tot timpul era preocupată. A fost un simbol pentru niște ani, erau generații care se tundeau așa, și, care arătau așa, care își inventau alunițe. Și apoi la drum lung știți cum se descoperă ce mai spune sufletul și ne-am regăsit pe undeva. Da, și mă bucur. Salutare, sănătate, Margareta. Bucurii dacă cumva te uiți. Da. Să ne întoarcem puțin la zona artistică. Ce credeți? Care sunt lucrurile existențiale, fără de care n-ar fi mers? E adevărat că vă bazați pe o poveste superbă găsită acolo în sat, da? Acolo e muzica, versurile însă sunt multe dintre ele făcute cu ajutorul dumneavoastră. Nu. La cântece, nu. Nu, niciodată nu, nu puneți, pentru că nu poeziile mele, nu adunați, ba, nu? Da, nu, nu, ar fi nedrept să spun că nu. În momentul când găsesc o idee, deci nu găsești cântecul de la cap la coadă. Cutez să elimin lucruri care nu pot fi spuse în cântec pe ecran sau la radio, sau completez cu ceva. Dar nu mi-am scris niciodată un text cap, coadă, singură, pentru că poeziile mele sunt de totul altă natură. Sunt poezii de suflet, dar poezii închinate lui Dumnezeu cu totul altceva, alte minuni. Dar și pe tinere care vin să-mi ceară sfat, sunt atâtea culegeri, sunt atâtea lucruri încă nespuse. Trebuie citit, trebuie căutat.
trebuie văzut. Asta mă gândeam că faceți întotdeauna un tot aproape perfect. Muzică, versuri și costumul popular care face parte din dumneavoastră. Trebuie să le spun oamenilor că vă rugasem inițial să veniți îmbrăcată cum ținută simțiți. Da, în ținută de obișnuită. De stradă. Și mi-ați spus, nu, eu așa mă respect pe mine și oamenii ar care fi fost întâlnit. Nedrept să îmi las costumul acasă, pentru că prin cântec și costum sunt cea de astăzi. Este un veșmânt sfânt pe care eu nu pot să-l las. Și vă mulțumesc până la urmă că m-ați înțeles și că mi-ați ați permis să vin în costumul și am venit și cu lucruri noi. Fiecare există lucruri noi în folclorul. Asta vă întreb, cum, de unde, cine mai face chestiuni de genul ăsta? Nu, sunt lucruri care, să știți că în fiecare gospodărie, fiecare gospodină în Lada de Zestre are ceva. De la bunica, de la străbunica, ține amintire. Și acum când toată lumea cântă, au început să aduc, dar se fac catrințe care nu mai sunt făcute din lână cum trebuiau, sunt făcute din pumpa care sunt ca niște cârpe. Și nu ne pricepem la asta, însă... Da. Eu vă spun așa, în mare, dar ce am adunat eu, v-am și spus că am 148 expuse. Sigur că au contribuit foarte mulți colegi de-ai mei și oameni de prin împrejurim. Le mulțumesc tuturor. Dar sunt lucruri care nu mai pot fi îmbrăcate. Am spus-o. Și nici recondiționate. Cum e un cântec? Nu. Haideți să vedem probabil cel mai cunoscut dintre cântecele noastre pentru o anumită generație. Asta e Hora Mare. Și să ne întoarcem să-mi spuneți dacă puteți recondiționa un cântec ca acesta să-l faceți să sune într-un fel sau o catrință. Se poate face din ea o bijuterie în viitor? Îmi răspundeți imediat. Acum vedem o altă bijuterie. Asta e Hora Mare. Sofia Vicoveanca. Ding, 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 ding
foarte multe înregistrări cu dumneavoastră, sunt foarte multe înregistrări și foarte multe lucruri pe care nu le-am spus. Aș vrea acum să vedem împreună măcar un fragment dintr-un cântec absolut superb pe care îl cântă Cornel Constantiniu. Abia aștept. Un domn, o personalitate marcantă a muzicii anilor 80, după care o să vă rog să ne întoarcem și să povestim puțin și să facem un final. Cornel Constantiniu acum în TVR 55. Întâmplă. Omul când muncește mai și greșește. Adevărat. Trebuie să vă rog să-mi spuneți dacă există vreo temă, vreun cântec care să vă fie mai aproape decât celelalte. Sigur că toți sunt copiii dumneavoastră. Aș fi nedreaptă să spun că nu-mi place, pentru că fiecare caut să pun o picătură din mine, din sufletul meu. Și încă ceva, este ca și un sfat pentru tineri. Să cânți ce ți se potrivește, ce simți tu. De unde știi ce ți se potrivește? Tu simți ceva, dar piața caută altceva. Te ajută sau te împiedică? Dar piața, nu vă supărați, că și dumneavoastră televiziunea o faceți. Pentru că dați pe post, poate și nu trebuie uneori. Acceptăm și criticile, dar haideți să mergem pe Cornel Constantiniu și ne întoarcem să ne mai dați un sfat, că primim rar sfaturi frumoase și bune. Cornel Constantiniu. Te-am așteptat de-atâtea ori, din miez de noapte până în zori, dar tu nu ai venit. De gândul meu îndrăgostit și amintiri ce te-au iubit, de toate ai fugit. A fost de-ajuns o vorbă doar, rostită fără de habar, de cine mai știu eu. Și să alungi tot ce am strâns din greu. Lasă lumea să vorbească, ăsta e rostul ei. Lângă miere fiere adune, să plângi, dar ai dreptate atunci când învingi. Dar lasă lumea să vorbească, ăsta e rostul ei. Bun și rău în vorbe semănând, ce-a se cheamă Lasă lumea să vorbească și am vrut să vedem măcar câteva cadre. Trebuie să vă întreb dacă v-au influențat, v-au ajutat sau dimpotrivă împiedicat vorbele cu amărăciune, bârfele, răutățile. La bârfe n-am aplecat urechea, dar am foarte mulți oameni care au intervenit în destinul meu. Foarte mult. În primul rând, băiatul a venit pe lume când mi-am schimbat glasul și mulți am, dacă să nu supăr pe cineva, n-am să dau nume, dar foarte mulți au intervenit și am ascultat pe fiecare, dar am făcut până la urmă tot cum am vrut eu. Deci asta e sfatul cel mai important. Da. Ascultă pe toată lumea, selectează. Și ce simți tu să aduci? Sinceritatea și demnitatea. E foarte important în fața publicului să nu dezamăgești publicul. Disciplină. Sinceritate, disciplină și... Dăruire. Astea sunt cele trei lucruri care nu trebuie să-ți lipsească. Habar n-am cât procent din fiecare există în noi, însă vă promitem că venim și duminica viitoare în fața dumneavoastră cu alți oameni frumoși. Duminica viitoare, din nou de la 4, din nou TVR 55, vă rog. O vorbă, că suntem în prag de sărbătoare, nu mai este mult, suntem în postul mare, post ușor, anul care vine să fie mai bun, mai frumos și mai bogat. Doamne ajută, să știți că urările mele se prind.
într-un ceas bun. La mulți ani. Mulțumim și vedem în final o altă Sofia Vicoveanca. La revedere pe duminica viitoare. Ionică, mă, că pe aici n-ai mai ajuns, mă, Ionică, mă.